Aleluia! Străluciți ca niște luminători în lume, țineți cu tărie cuvântul vieții. Aleluia! Domnul să fie cu voi! Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. În acel timp, farizeii s-au dus să țină sfat ca să-L prindă pe Iisus în vorbă. Și i-au trimis la El pe discipolii lor împreună cu irodienii ca să-i spună: Învățătorule, știm că ești sincer și înveți cu adevărat calea lui Dumnezeu. Nu ți-i seamă de nimeni, căci nu te uiți la fața omului. Spune-ne așadar, ce părere ai? Este permis sau nu a dat tribut cezarului? Dar Iisus, cunoscând răutatea lor, le-a zis: Ipocriților, de ce mă ispitiți? Arătați-mi moneda tributului. Iar ei i-au adus un dinar. El le-a zis: Ale cui sunt imaginea aceasta și inscripția? I-au zis: Ale cezarului. Atunci le-a zis: Dați-i așadar cezarului ceea ce este al cezarului și lui Dumnezeu ceea ce este al lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului. Iubiți frați și surori, omul nu poate să trăiască fără sentimentul de apartenență. Că este mai intens, că este mai subțire, dar are nevoie să simtă că aparține cuiva sau unora sau unei comunități, unei familii. Nu poate să trăiască așa rupt de toată lumea. Ca să aveți o idee la ce mă refer, gândiți-vă la apatrizi, cei care și-au părăsit patria din motive politice, poate, sau economice, și ajungând într-o altă comunitate, de fiecare dată aproape îi vezi surâzând, pentru că el vrea să vină în întâmpinarea celor care îl găzduiesc și să nu-și spună ofurile, problemele, necazurile sale. Dar se vede că e artificial, că e pe deasupra. Nu putem trăi așadar fără sentimentul de apartenență la o familie, la o comunitate și stând în interiorul acestor, să zic așa, instanțe plurale, simțim la un moment dat nevoia de a restitui ceea ce am primit de la ei. Ceea ce am primit de la familie, ceea ce am primit de la comunitatea mai mare sau mai mică, de exemplu de la parohie sau de, eu știu, de la țara noastră, patria noastră, simțim nevoia să restituim, să dăm înapoi ceea ce am primit. Lucrul acesta apare, sigur, la momentul în care cineva conștientizează, responsabilizează darul primit. Să verificăm dacă relația asta funcționează în familie. Acolo, de fapt, se vede pulsul și calitatea restituirii. Relația dintre părinte și fiu și copil sau fiu, fiică. Ei, dacă ajungând la maturitate, fiii restituie părinților ceea ce au primit, sigur, au ajuns într-adevăr la un grad de conștiință și de responsabilitate, la un grad de maturitate umană. Dar și aici intervin diferențe. Unii sunt mai generoși când restituie părinților ceea ce au primit, sprijin, viață, ajutor și așa mai departe. Alții sunt mai zgârciți. Unii restituie cu bucurie, alții, eu știu, cu așa, cu fața crispată și așa mai departe. Sunt nuanțe. Dar să restituim, dar să dăm ceva, să facem ceva, când te gândești că sunt atâția copii care nu-i mai sună pe părinții lor, nu-i mai văd, nu-i mai vizitează. Bine, acum e un context special, îl lăsăm deoparte. Dar așa, se pot găsi modalități de a restitui părinților, familiei, comunității, ceea ce ai primit. Și se spune, calitatea omului este măsurată de calitatea relației de restituire. Așa cum te comporți față de cei care ți-au dat ceva, așa ești. Astăzi am auzit această întâlnire dintre Iisus și farizei, care vreau să-L prindă pe picior greșit și să găsească un capăt de acuzare la adresa Lui.
Farizeii, ați observat la începutul Evangheliei de astăzi, au ținut un sfat, adică programau un complot împotriva lui Isus. Au ticluit niște întrebări, s-au dus cu un fel de captatio benevolentiae, știm că ești un om sincer, că te comporți întotdeauna potrivit adevărului, că nu te uiți în fața nimănui, că ești un om corect. Spune-ne, cui trebuie să plătim noi tributul? Lui Dumnezeu sau cezarului sau împăratului? Dacă Iisus ar fi răspuns împăratului, sigur, asta ar fi însemnat că nu este cu poporul, care simțea puterea romană de atunci din Palestina ca o povară și căuta să se elibereze de această povară. Dacă spunea că trebuie să-i acorde doar lui Dumnezeu, atunci, sigur, ar fi fost împotriva guvernatorului roman, care era prezent in loco și cerea o taxă, un impozit de la fiecare supus. Domnul găsește o modalitate de a eluda răspunsul direct la întrebare și îi trimite într-o altă direcție și le spune, ia uitați-vă, a cui este imaginea inscripționată, marcată pe acea monedă? A cezarului. Bine, atunci să dați cezarului ceea ce este al cezarului. Dar mai gândiți-vă și la altceva, și anume că și în voi este inscripționat ceva. Este acolo chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și de aceea dați lui Dumnezeu ceea ce este al lui Dumnezeu. La acest capitol, evident că nu au mai avut replică, la acest răspuns al lui Iisus nu au mai avut replică și au plecat. E o formă de ironie pe care Iisus o aplică în asemenea situații. Vor mai veni încă vreo două sau trei astfel de momente, le vom asculta în duminicile următoare, când Iisus, într-un fel, le răspunde, fără să le răspundă celor care vor să-L prindă pe picior greșit, și îi trimite către lucruri mult mai adânci decât cele la care se referă ei. Așa s-a întâmplat și astăzi. Iisus nu condamnă, așadar, taxele, relația cu puterea stabilită. De altfel, vă aduceți aminte, în momentul răstignirii lui, atunci, în momentul judecății lui, îi spune lui Pilat, nu ai avea nicio putere dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. Cu alte cuvinte, s-a împlinit voia Domnului și prin Pilat în felul acesta. Iisus, deci, nu contestă aceste practici, eu știu, sisteme de organizare ale comunităților umane, ci îi trimite pe toți mai în adâncime, că și acea putere umană vine de la Dumnezeu și nu trebuie să le confundăm pe cele două. Altfel, aici avem clar, adică o exprimare a relației pe care noi trebuie să o stabilim cu autoritățile politice sau statale, civile, și o relație pe care trebuie să o avem cu Dumnezeu, care cuprinde toate acestea la un loc. Søren Kierkegaard, un filozof danez, a comentat și el acest pasaj, acest moment din viața lui Iisus și a spus în acești termeni, o ce indiferență infinită a lui Iisus față de împărat, față de cezar. Domnului nu-i pasă că numele acestuia este Cezar Augustus sau este, nu știu, Irod sau, hai să adăugăm în termenii noștri, Ceaușescu, nu-i pasă cum se numește acest cezar, față de dânsul manifestă o indiferență infinită. Și fără să se joace cu cuvintele, adaugă, dar există și o diferență infinită între cezar și Dumnezeu. Și Iisus asta vrea să afirme astăzi, că există o diferență infinită între puterea politică sau puterea statală, puterea civilă și Dumnezeu. În alți termeni, nu ar trebui să politizăm imaginea lui Dumnezeu. Să nu o luăm ca un fel de standard pentru a rezolva probleme politice, probleme pământești. Lucrul acesta în istoria noastră, ca popor, s-a întâmplat. Când unii au luat un ideal religios drept temă principală a activităților lor politice. Vă aduc aminte de Garda de Fier, doar așa un nume la întâmplare, ca să știți ce s-a întâmplat atunci. Au politizat imaginea lui Dumnezeu, idealul lui Dumnezeu. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, ne mai spune Iisus astăzi că nu trebuie să sacralizăm puterea politică. Adică să nu-l considerăm pe un, nu știu, președinte, șef de partid sau eu știu eu, Dumnezeu pe pământ. Din păcate, multe secte care au alunecat în ideologie,
ideologii din acestea totalitare, l-au confundat pe Dumnezeu cu omul și l-au lăsat în același plan. Au fost, cum am zis, și teocrații. Adică l-au adus pe Dumnezeu și cu forța au încercat să impună credința în Dumnezeu. Cum se întâmplă astăzi în unele religii sau adepți ai unor religii, ați auzit de incidentele din Franța, unde în mintea acelor oameni bolnavi, ca să zic așa, de religie, că poți să te îmbolnăvești de asta, deci există imaginea aceasta a unei teocrații, adică Dumnezeu trebuie să stăpânească pe pământ. Iisus nu spune astăzi acest lucru, El spune că Dumnezeu este Dumnezeu și împăratul este împărat. Fiecare își are rolul său, fiecare are metodele sale de a-și îndeplini activitatea sau, știu, lucrarea în lume, de aceea nu trebuie să confundăm aceste două puteri, puterea divină și puterea umană. Sigur, se referă Mântuitorul astăzi, de fapt mai în adâncimea textului pe care l-am ascultat, la ceea ce am anunțat la începutul meditației noastre, și anume că noi aparținem lui Dumnezeu și aici suntem noi deficitari. Sigur, trebuie să ne plătim și taxele, adică să avem relația, să restituim puterii civile ceea ce trebuie să-i restituim, dar mai în adâncime îi restituim noi lui Dumnezeu ceea ce avem? Tertulian se întreabă, tot așa, meditând acest pasaj, zice, ce legătură există între noi și moneda inscripționată cu chipul împăratului Cezar? Există, spune el, pentru că și noi suntem un fel de monedă inscripționată cu chipul și asemănarea lui Dumnezeu. De aceea Iisus astăzi spune, restituiți-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu, că ea aparțineți lui. Ce adevăr adânc aici! Cum ar rezolva asumarea și punerea în practică acestei convingeri atâtea tensiuni și conflicte care există între noi? Sigur că aparțin familiei, sigur că aparțin soțului, aparțin soției, copiii aparțin părinților, dar nu trebuie absolutizată această relație, pentru că fiecare dintre noi îi aparține lui Dumnezeu și trebuie să inducem în fiecare conștiința că, în definitiv, cu dânsul trebuie să avem o relație de restituire a ceea ce am primit. Da, cui aparținem? De fapt, asta este întrebarea. În profetul Isaia, în capitolul 44, există un comentariu asupra convertiților la credința în Dumnezeul lui Israel. Și profetul scrie acolo că cei ce se convertesc trebuie să poarte inscripționat pe mână al Domnului, aceste cuvinte, al Domnului, adică ei aparțin Domnului. Asta vrea să spună că tot cel care face parte din poporul lui Israel îi aparține lui Dumnezeu, adică îi aparține celui care l-a făcut, care l-a pus în existență, care i-a dat viață, care l-a adus la viață, și omul are o datorie de restituire a ceea ce a primit lui Dumnezeu Creatorul. De-a lungul vremii, unii au luat ad literem aceste cuvinte și personal am întâlnit un tânăr la Beijing, în China, care avea tatuat pe mâna dreaptă, cred, sau mâna stângă, chipul lui Iisus Hristos. Și l-am întrebat, a venit într-un, așa, într-un tricou ca să se vadă această, așa, imaginea lui Iisus pe mâna lui. L-am întrebat de ce poartă chipul lui Iisus acolo pe mână, pe umărul drept, cred că era. El mi-a spus, pentru că am avut un accident de mașină, am scăpat, am fost lovit de o mașină chiar acolo și am considerat că asta a fost minunea lui Iisus pentru mine. Și de atunci m-am gândit să port imaginea lui acolo ca să-mi aduc aminte că viața i-o datorez lui. Adică prin respect, prin mulțumire, prin devoțiune, prin rugăciune, prin, nu știu, fapte bune, încerca să-i restituie lui Dumnezeu viața pe care el a primit-o în dar. Sigur că aici nu e vorba de o contabilitate, cât mi-ai dat, atâta să-ți dau, ci e vorba, am spus, de o calitate a relației restituirii. Cum o faci? Dacă o dai din inimă, dacă o dai cu toată ființa ta, cu toată bucuria ta, sau, nu știu, așa silit de împrejurări, din spirit de datorie, doar atât. Suntem astăzi așadar confruntați cu această întrebare. Cui aparținem și dacă îi restituim lui Dumnezeu ceea ce El ne-a dat? Și cum îi restituim lui Dumnezeu ceea ce El ne-a dăruit? Dar cui aparținem?
Poate acolo, dacă, știu, insistăm asupra acelor concluzii mari, și anume că nu trebuie să politizăm imaginea lui Dumnezeu, sau că nu trebuie să sacralizăm de asemenea politicul și să-l considerăm un fel de Dumnezeu pe pământ, poate e prea sus și o să zicem, nu mă implic eu în asta, nu ține de mine. Dar mai jos, coborând cumva privirea și uitându-ne la această întrebare, cui aparținem noi, cui îi restituim noi ceea ce am primit, aici putem să găsim niște aplicații mai specifice situației prin care trecem astăzi. Și anume, mulți dintre noi au un fel de imagine publică pe internet, pe Facebook, sau eu știu, pe Instagram, sau nu știu unde, tot acolo. Întrebarea este, corespunde viața mea, persoana mea, imaginii pe care mi-o construiesc acolo? Sunt la fel? Sau cumva am și un nume fals, adică am un nume așa doar de, știu, de prezență în public și mă ascund total, de fapt, cu viața mea și cu trăirile mele și cu sentimentele mele. Să încercăm, nu știu, ca să ajungem la această trăire practică, concretă, a apartenenței noastre la Dumnezeu și să punem, cum am zis, așa, în viață restituirea darului primit, să începem prin a corecta aceste, să zic, apartenențe la imaginile pe care le avem noi în spațiul public astăzi, pe rețelele de socializare. Ne ascundem. Sigur, unii nici nu vor să spună că sunt creștini, nu vor să facă niciun fel de comentariu ca să nu fie luați în râs, ca să nu fie, eu știu, batjocoriți de alții. Și atunci întrebarea, îi dăm lui Dumnezeu ceea ce este al lui Dumnezeu, pornind de la viața noastră? Sigur, nu intru în celelalte aspecte ale relației cu puterea politică. E clar, taxele trebuie plătite. Nu credeți că Iisus astăzi zice, nu plătim taxele sau nu plătim impozitele? Trebuie plătite, după cum am auzit astăzi. Dar mai este și altceva, și anume să salvăm demnitatea umană, care e chip al lui Dumnezeu, și să promovăm deschiderea ei spre transcendență și spre viața veșnică, așa cum a făcut-o Iisus. Chiar și prin asemenea, deci, eludări ale unor întrebări încuietoare, să salvăm apartenența noastră la împărăție. Pentru că asta a făcut Iisus cu discipolii din vremea sa. În fața farizeilor, a irodienilor, a tuturor celor care îi erau împotrivă, Iisus a voit să-i scape pe discipolii săi, tocmai de, așa, să zic, cursele pe care aceștia le pregăteau ca să-i prindă și să-i păstreze în interiorul împărăției lui Dumnezeu. Iisus pentru asta a venit, să vestească împărăția lui Dumnezeu și să ne spună și nouă că îi aparținem acestei împărății. Să-L urmăm pe Domnul și să încercăm să răspundem concret la întrebarea cui aparținem. Răspunsul acesta, sigur, pornește de la o uimire, o mirare pe care ați auzit-o. Deci și farizeii, discipolii lor, s-au minunat de răspunsul pe care l-au dat Iisus. Dar după uimirea aceasta, urmează punerea în practică. Și punerea în practică este o lucrare, adică apartenenței noastre la Dumnezeu și la împărăția sa. Punerea în practică acestei apartenențe este o lucrare ce vă e încredințată dumneavoastră astăzi. Spor la lucru. Lăudat să fie Iisus Hristos. Și acum să ne mărturisim credința. Cred într-unul Dumnezeu.